Apa vie. A fost odată un băiat care locuia în ținuturile reci, unde iarna domnește aproape tot anul. Într-o zi, pe când băiatul merse după obicei la vânătoare în taiga, întâlni un samur care purta cu el un omuleț. Piticul îl rugă să-l salveze, așa că băiatul nu stătu prea mult pe gânduri. După ce îl eliberă, omulețul îi povesti că face parte dintr-un popor care locuiește în taiga, se hrănește cu ciupercile găsite sub zăpadă și călărește iepuri. Acum spune-mi, dragul meu, cum te-aș putea răsplăti pentru binele făcut? Vrei poate să-ți ofer provizii de ciuperci pentru o iarnă întreagă? Nu, mulțumesc, răspunse băiatul. Ciuperci culegem și noi, așa că avem destule. Atunci te voi ajuta să-ți faci provizii de lemne pentru foc. Toată iarna să îți fie cald. Nu, mulțumesc, răspunse iar băiatul. Avem destule lemne pentru a trece cu bine iarna. Atunci îți voi dărui apa vie. Du-te acasă și ți-o aduc eu cu prietenii mei. Băiatul se întoarse fericit acasă, povesti cele întâmplate, dar nimeni nu îl crezu. Nu după mult timp apărură omuleții cu darul promis. Când îi zăriră sătenii, începură să râdă de piticii ciudați care veneau călare pe iepuri. Văzându-i, omuleții se gândiră că darul lor nu va fi apreciat, așa că merseră în pădure și turnară apa cea vie la rădăcina bradului, a pinului și a altor feluri de conifere, care de atunci sunt veșnic verzi.